Bună ziua! Numele meu este Răzvan și astăzi vom face un antrenament în stil circuit. În primul rând, bun te-am găsit. Cum te simți? Ești ok? Ești plin de energie? Bun. Ce înseamnă sistem circuit? Adică o să trecem de la un exercițiu la altul cu o pauză de 15-10 secunde. Asta ar fi tranziția către de la un exercițiu la altul. Ce înseamnă un circuit? O să avem un exercițiu, de exemplu, de cardio, unul pentru trenul inferior, pentru zona de picioare, unul pentru partea de sus, trenul superior, partea de sus, și unul la saltea pentru zona de abdomen. Și cam asta e un circuit. Treci la un exercițiu la altul. De exemplu, dacă ai fost familiarizat cu exerciții în sală, aveai stații. Făceai aici un exercițiu la step, unul la saltea, unul cu gante. Dar noi o să facem acasă. Dacă ai... O să facem doar cu greutatea corpului și o poți face oriunde. Afară, în casă, pe hol, în casă la altcineva. Bun. Să vedem. Așa. Dăm drumul la călzire. Brațele în șol, picioare depărtate la nivelul umerilor. Ducem bărbia sus-jos, umerii coborâți. Dacă ți este mai simplu cu brațele pe lângă corp. Încet. Acum stânga-dreapta. Duci bărbia. Ca să verific dacă se rulează pe mult și dacă mă poți auzi. Da, stânga-dreapta, poți faci mai lent sau ușor, desenezi cu bărbia, da? Sus-jos, apoi umeri în spate, căzim bine zona umerilor, duce mult în spate, acum înainte, aduci umeri în față, vezi, puțin răgușit, așa, răgușit, puțin răcit. Am nas înfundat, probabil, nu știu dacă o să mă aud așa bine, pe nas formei. Da? Sper să nu te deranjeze. Coatele pe lângă corp, pieptul în față. Deschizi mult, încălzești zona umerilor. Zâmbești. Așa. Sus-jos, coate la 90 de grade. Din nou, pieptul în față. Bărbia sus. Apropii, deschizi. Coatele, ca și cum ai îmbrățișat cineva cu ajutorul coatelor. Colțea mersiva. Bine, da? Doar dimineața, nu? Poate să fie și dimineața. Bun. Atenție. Cuprindem palmele și încălzim bine încheieturile. Încălzim bine, 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 bine. Bine, atenție acum în braț de sub, brațelele de sub. Încerc să păstrez linia cât mai dreaptă a trunchiului, da? Ca și cum ceva te trage de un braț de sus și cel deasupra. Ce să întinzi bine toată zona laterală. Nu te apleci în față, nici pe spate. Nu te lăsa nici pe spate. Încep. Foarte bine. Atenție, dăm un șlap. Genuflexiune de încălzire. Picioare depărtate. Genunchii încearcă să nu depășească vârful picioarelor și ducem bazinul în spate. Mult cu spatele, inspir, cobor, expir sus, sus, în corp, se sieră. Bun. Depărtăm picioarele, dăm drumul și la o andare lateral, alternativ. Poți să ții brațele în șol sau pe genunchi. Piciorele întins, celălalt în doi. Cobor cu pieptul cât mai paralel cu coapsa sau genunchiul. Acum te întorci și întinzi. Ce să întinzi și zona inimeală, mușchiul psoas. Dacă stai labios sau conduci zona asta de multe se strânge, da? Și vine să întinzi. Bun, și genunchii înainte și înapoi. O să apropii și faci niște cercuri mici. Bun. Glezna. Spatele drept. Schimbă. Foarte.
mai puțin. Eu nu știu la vedere accelerată. Foarte bine, spuneți sânge în circulație. Dăm drum și la brațe, înainte. Respiră, brațele sus. Din nou brațele înainte. Foarte bine. Dacă ai pe cineva care te-a enervat astăzi, îți imaginezi, da, o hologramă și și doar mergem acum. Foarte bine, punem sânge în circulație. Și mers. Și stop, scuturăm ușor. Atenție, ce o să facem? Primul exercițiu din seria de circuit, o să avem un exercițiu de cardio. Și o să împărțim în zona de cardio, unul pentru picioare, unul pentru partea superioară și unul la saltea să țintim zona abdomen. Și primul exercițiu de cardio o să avem jumping jacks. Și atenție. Mă repet. Bun. Deci ai odată varianta prin pășire la jumping jacks și ai și varianta cu desprindere, cu săritură. Cea mai întâlnită greșeală, ca să pot spune așa, e că mulți depărtează foarte mult picioarele și lasă genunchii în interior. Dar nu. Trebuie să depărtezi undeva la nivelul umerilor, vezi? Aici. Și la fel și brațe. Dacă ți este mai comod, comodă, duci brațele spre înainte. Ok? Bun. Deci ai varianta prin pășire sau varianta cu săritură, după care o să avem genoflexiuni cu pulsație 1, 2, sus încordez fesier. 1, 2, sus încordez fesierul. La saltea o să avem flotări pe genunchi, deocamdată. Poți face și pe vârf, poți să-ți arăt. De fapt, îți arăt acum. Dacă faci pe genunchi, bași bazin interior, abdomenul strâns și inspiri, expiri sus. Inspiri, cobori, expiri. Dacă sunt prea grele, te lași până în jos, întinzi brațele, te ridica, da? Cobori, întinzi brațele, te ridica. Dacă poți face din picioare, nu sta cu pumnul sus, bazin interior, depărtezi mai mult picioare, să fie în prelungirea șoldului și inspiri, expiri. Inspiri, expiri, da? După care să avem exercițiul de abdomen, pe spate, lăsăm brațele, inspiri, expiri. Nu te grăbești, bărbia sus, privirea sus. Hai să dăm drumul, să avem aici un timer. 40 de secunde să dureze exercițiu și tranziția undeva la 15 secunde. Pauza între seturi, 60 de secunde, 1 minut. Așa. 3, 2, 1 și ha! Sus! La drum, da? Inspiră. Repet. Ai și varianta asta. Căzut. Continuă. Mi-a căzut microfonul. Nu te opri, nu te opri. Aici. Ai varianta prin pășire sau prin săritură, da? Mai 15 secunde. Rămâi cu mine. Nu te așeza pe scaun. Respiră. 5 secunde. 3, 2, 1. Stop. Foarte bine. Îți dau volumul puțin mai tare. Să-l poți auzi și tu. Da? Și avem genoflexiuni cu pulsație, da? Bazinul în spate. 1, 2, sus. Și 1. 2, sus, foarte mici. 1, 2, sus. 1, 2, sus. Atenție, spatele drept. 1, 2, sus, încordez fesier. 1, 2. 1, 2. Ce să cobor cât mai conștient de musculatura picioarelor, da? Și atenție la genunchi. Nu duci în față. Duci fundul în spate, spatele drept. Sus încordez fesierul, da?
și respir. Dacă e prea simplu, poți face cu săritură, da? O altă variantă. Bun. La plătări. Da? Picioarele de pe teren la nivelul șoldului. Inspir, cobor. Expir sus, da? Încet. Inspir. Expir. Noi facem pe genunchi. Astăzi, presupun că nu ai mai făcut de mult, controlez coatele pe lângă corp. Poți să iei mai departe dacă ți este mai închis și duci coatele spre lateral. Dar ca să țintești mai bine musculatura, poți să duci coatele pe lângă corp. Foarte multă lume face aici. Da? Deci, prefer varianta să lași bazinul jos, te ridici, dar să nu te ridici aici, da? Stop! Ne întoarcem pe spate, avem abdomen, da? Genunchii mărți, brațele pe spate, inspir, expir sus. Spatele vreau lipit, inspir, expir sus. Spatele lipit, da? Abdomenul strâns și sus. Inspir, cobor. Expir sus. Dacă nu poți sau te doare cervical, susții, dar nu trage, că nu vreau să văd așa. Așa, da? Privirea sus, bărbia sus. Inspir. Spatele. Rotunjit, șezut ușor, ca și cum ai stat cocoșat pe saltea. Asta înseamnă să ai abdomenul strâns tot timpul. Stop. Foarte bine. Atenție. Pauză, te ridici pe lateral și poți să bei apă sau altceva dacă ai, glumesc. Ce să dau volum mai tare, poate îl poți auzi și tu. Așa, respiri foarte bine. Dacă simți nevoia, dacă poți să pui pauză, să ții o pauză mai mare, mă pui pe stop, eu rămân aici și după aia mai undeva la 20 de secunde și o să reluăm din nou circuitul o singură dată. O să avem două serii, dar n-am precizat la început. Mai avem încă o dată repetări, acest circuit de 4 exerciții, pe care schimbă. Nu o să dureze mult, undeva la 20 ceva de minute, 25 de minute tot antrenamentul. 3, 2, 1 și jump, jacks. Te-am luat pe sus. Hai. Haide, am început. Hai, sus. Sus. Hai și varianta asta, că nu mai poți. Că nu mai poți, faci varianta asta. Da? Foarte. Repede. Nu depărta mult picioare. Ca și cum ai sări la coadă. Cam ăsta e ritmul. Nu trebuie să-i dai mult înălțime. Să duci bazinul, da, undeva, să fie în prelungirea coapse, coapsa undeva paralel cu sol, să împingi bine în călcâi. Dacă sunt disconfort la genunchi, vârful ușor spre exterior. Dar dacă nu poți sta cu vârful spre înainte, dacă simți genunchiul sau tensiune pe articulație, inspir, cobori. Dacă e prea greu, ai aici canapeaua, te așezi pe ea, te ridici. Te așezi pe ea, te ridici. Pauza. Pauză mică. Trecem la flotări. Oh, cu plăcere. Deci poți încerca varianta asta, da? Și treci și mai ușor. E și mai ușoară pe cum strage de tip, da? Te așezi, întinzi brațele, revii cu abdomenul strâns, te ridici. Hop. Întinzi. Revii.
Inspir, întinzi braț, îndrept, rep, inspir, întinzi brațe, abdomenul strâns. Bravo. Oh, sau aici. Dacă e prea simplu, flotări simplu. Încet jos, sus rapid. Încet jos, sus rapid. Yes! Am scăpat și de asta. Avem rundă și iar pauză. Foarte bine. Ce repede a trecut. Brațele pe spate. Încerci să ai spatele lipit și abdomenul strâns, da? 3, 2, 1 și sus. Inspir, expir sus, inspir cobor, expir sus, nu te grebești, controlezi, torci abdomenul, privirea sus, bărbia sus, ca și cum ai o nouă și nu vrei să-l spargi cu bărbia. Inspir, expir, încet, inspir cobor, expir sus, spatele lui. Spatele lipit. Încet. Stop. Iarăși pauză. Bun, acum o să schimbăm exercițiile. La exercițiul de cardio. Să avem alergare accelerată și dăm drumul la brațe. Pentru picioare, pentru tenul firos, să avem fandări alternative. Înapoi. Atenție mare la genunchi. 90 de grade. Da? Nu vii cu genunchiul în față, nu ridici călcâi. Spatele drept, depărtezi picioarele ca să ai echilibru, nu pleci de aici ca și cum ai stat pe o sfoară. Duci în lateral, să ai echilibru, picioarele depărtate la nivelul umeri. Spatele drept. Apoi o să avem extensii pe abdomen, lucrăm musculatura spate, umeri posterior, lombar și fesier, pe care pe spate din nou, exerciții pentru apă. 5 secunde și avem alergare accelerată. 3, 2, 1 și hai! Hai cu mine, dai, dai, dai! Strigă cu mine, strigă cu mine, antrenament! 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 Gata, răspunit! Hai cu mine, hai cu mine! Bordele, gata, am zis. Încet. Dacă nu poți, da? Dacă ai obosit, dă-i lămâna din brațe, da? Sau dacă ți este mai simplu, nu simți că ai coordonare, doar de picioare. Doar de picioare și brațele pe lângă corp. Important este să fie puțin mai tare, nu să fie chiar foarte simplu. Da? Grăbești. Bun, fandări, urmează fandări, da? În pauză, ca să nu ai auzit, eu vorbesc cu peste. Pander, 3, 2, 1 și în spate. Și sus. Și cobor. Și sus. Și face ritmul tău. Dacă nu, da? Da, ai și varianta cu brațele pe lângă corp, așa. Profil sau mega imaj. Încet. Sau poate eșor sau brațele aici. În funcție de la persoană la persoană unde are mai mult echilibru, să spun așa. Stai cu brațele în față. Dacă e prea simplu, ții niște gantele. Face aici cu biceps. Dacă e foarte simplu, cu săritură. Variante sunt. Dar trebuie să adaptezi în funcție de cum te simți, da? Pentru corpul tău. Bun. Așezăm pe abdomen. Brațele întinse. Inspir, expir, da? Întinzi brațele. Duci coatele la capul, rămâne prelungirea pe banii. Ai varianta și cu vârful de jos. Chiar dacă nu te lasă postura, ce faci mișcarea, e în regulă. Că nu te lasă cu vouă, ai umerii aduși în față, datorită posturii, dar nu-i nimic. Exercițiul ăsta, dacă faci pe termen de lungat, îi ajutăm la postură, am lucrat cu multe doamne și chiar și-au îndreptat postura, vorbesc serios. Dar bine, asta e durată de ani. La început făceau atât cu deaul, puteau să ni se întindă și acum chiar au reușit.
Bine, au mai lucrat și ele în postul. A, aptămente, scuze. Cel la 90, cobor, sus. Poți să ai capul jos, poate doar cervical. Spatele lipit. Dacă e prea greu, aici. Inspir, cobor, expir, sus. Da? Poți să atingi cu călcâiul sau cu vârful. Sunt cu capul jos sau varianta picioarele întinse. Cu abdomenul strâns, spatele lipit de saltă. Inspir, cobor, expir, sus. Faci varianta care ți este cea mai ok. Vreau să simți abdomenul și nu spatele sau lumbar. Nu uita. Ușor pe lateral. Mai avem o rundă. Și gata. De la capăt din nou strigă cu mine. Stai pauză. Da, cum ziceam, referitor la doamnele care au reușit să îmbunătățească mobilitatea, cel puțin. Dar au lucrat în ce sens? Au lucrat și cu postura. Au început să stea mai drepte. Degeaba, dacă faci aici, dar tot revii la un obicei, știi, stai în poziția asta. Încerci oarecum să lucrezi cu postura, să stragi mâna acasă, să blochezi ca pieptul să stea în față. Dar dacă faci exercițiul ăsta, aveau și ca temă, mai făceau acasă, după antrenament sau îl făceau și în zi de pe care nu făceau antrenament. Nu zi de zi, dar atunci și aduceau unul. 3, 2, 1, 5. Ideea constă în disciplină. La fel și în alimentație. Nu se poate ca să faci una și alta separat. Amândouă funcționează cel mai bine. Dacă ai doar antrenament, doar alimentație. Și nici invers. Și cu alimentația e bună, dai, dar până într-un anumit punct, dar te ajută să așeze pielea, musculatura, e altfel dacă faci antrenament. Dar faci antrenament, nu crede, dacă mănânci haotic sau oricat dezorganizat, hop, nu mai ai rezultate. Și e păcat. Și acum nu zic că trebuie să faci sacrificii. Pași mici, te ghidezi, te vezi când vezi rezultatul, să te motivezi. Alta. Pandări. Și cap, pandări alternative, în spate. Până la urmă trebuie să te gândești să te pui pe primul loc. Dacă trebuie să ai grijă întâi de corpul tău, ai grijă de tine, poți avea și tu grijă la rândul tău de alții. Dacă te lași pe ultimul loc, s-ar putea să rămâi întotdeauna pe ultimul loc. În sensul că, bă, mi-am propus să nu mai sănătos, să fac mișcare. Nu foarte mult. 10 minute. 15 minute pe zi. În timp, se acumulează. Un timp bun pentru tine. Pentru genul, pentru articulații, pentru sănătatea ta mentală. Nu mai zic cea fizică. Dar trebuie să începi. Și extensi. Întinde. Repet. Dacă ți este mai ok, aici. Dacă nu poți face pe ăsta, ai și varianta braț, picior opus. Da? O altă variantă. Aici mi-ar plăcea să întinzi bine brațele, da? Și apoi aduci coatele mult înapoi. Dacă poți să deschizi și pieptul aici, sus, e perfect. Cu alegeri, poți stai cu capul în prelungirea coloanei, dar să nu faci vorbia în piept. Dar nici nu e ok, oarecum pui presiune pe cel ca forțes. Bun, ne întoarcem. Ultima, abdomen. Brațele sub body. Da? Și inspir, ex, inspir corpul, expir sus. Foarte bine. Încet. Foarte bine. Da, dacă e prea greu, câte un picior. La repet, dacă simți tensiune la cervical, capul jos, aici varianta, nici genunchi îndărit, nici întins, e ușor pe la jumătate, ca zic. Dar spatele împins bine, s-ar putea, abdomenul strâns la maxim,
Inspir, cobor. Atenție, când cobor, nu vreau să formezi acel spațiu. Acel spațiu, da, îl acoperi cu ajutorul abdomenului, strâns și împins bine în podea. Bun. Mai avem o singură rundă bonus pe care nu o repetăm, da? Foarte bine. La cardio ce o să fac? Aici. Aici dăm și dăm cu brațele, da? Poziție de semigenoflexiune, spatele de tai cu pumnul masă, da? Pumnul masă nu e recomandat. Îți imaginezi tot așa. Declanșare de forță. După care, la picioare să avem fandări ca la încălzire. Hap, hap, hap. Jos un exercițiu, da? Tot pentru partea superioară. Terminăm cu unul de abdomen și gata. Terminat. Vezi, am vorbit, trec mai repede ora. Bun, da? Pregătim ultimul, da? Hai. Hai că mai puțin și ai terminat. 3 minute și ceva. Mai mult pauză a fost. Și... Să-ți am că mi-a tăiat unghiile, nu? Nu trebuie să zic asta. Bine, mi-am dat unghiile și mi-am făcut chiar rană, că am dat. Și am undeva să ai distanță între pumni. Tare. S-au pus rămâne pe loc, s-au te ridici, cobori. Nu mai trece timpul ăsta. Hai, mai puțin, foarte puțin. Rezistă! 3, 2, 1. Acum depărtăm picioarele și avem aici. Hap, 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 da? Deci, spatele drept. Și cobor, 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 cobor. Hap, inspir, expir, atenție din lateral, da? Genunchiul nu depășește vârful piciorului. Nu te grăbești sau te grăbești. Vrei să ajungi de la, da? Încet. Bun. Ca să-i de antrenament, dacă nu poți face pe tot, faci primele două serii pe care le-am făcut. Ăla cu flotări, genoflexiuni, atât. Nu e bătând cu ei, mă, trebuie să fac 20 de minute, 30 de minute de antrenament. Nu, dar dacă îl faci, nu știu, în fiecare zi sau de 3 pe săptămână, e wow! Bun. Atenție aici. Pe coate. Și avem lateral. Dacă nu poți, doar menții, da? Deci, duci piciorul în lateral, coatele sub umăr, abdomenul strâns. Dacă e prea simplu, da? Când nu mai poți, menții. Dacă nu mai poți deloc, pe coate, abdomenul strâns, da? În exercițiu, da, care oarecum pune presiune pe umăr, în sensul că lucrezi, dar lucrează și zona de cor, zona de abdomen, zona de lombar, chiar și picioare. Stop. Dar nu stai fundus. Și ultimul, atenție, braț, picior opus. Avem aici. Hop, 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 hop. Da? Spatele din nou lipit și ultimul exercițiu. Ins, ex. Dacă e prea simplu aici, da? Aici varianta asta, dar refuz să o fac pentru că foarte multă lume trage de gât, da? Trage de gât și de asta merg pe varianta cu brațul întins, ca lumea să nu tragă de gât și să se axeze pe abdomen. Dacă faci mișcarea asta, nu înseamnă că lucrezi mai bine abdomenul, da? Înseamnă că tragi de gât, abdomenul trebuie să ții tot timpul strâns și spatele lipit de saltea. Și hai să simți așa un zgomot. Yes! Bravo! Și tare! Puțin stretching și gata. Dacă n-ai timp de stretching, e bine să-ți faci. Bun, poziția copilului. Genunchi în exterior și pe cantii brațele înfinse. Întinde brațele.
împingi șezutul spre căpitător, pană, inspir, te expirați ușor înainte și întinzi abdomen. Dacă simți presiune la lumbar, pe zona lumbară, duci brațele mai în față. Sau stai aici pe coate. Duci brațele mai în față, poți sta aici. Bun. Eu de aici, da? Aici, ca să-ți fie mai ușor pentru lumbar, ridici și bazinul, picioarele le retragi, le împingi, tinde până în spate. Și îmi dai picior, apoi pe ceva. Dai picior, apoi pe ceva. Cobor în genunchi, palmele sub umăr, genunchi sub bazin, inspir, te rătrunjești. Expir, te arcuiești. Fărbios. Inspir, bazin interior, vorbi în piept. Uri cu lipii de spate, sugi burta ca și cum... Da, tragi buricul liber de spate și expir, te arcuiești. Și din nou, inspir, atunci în spate, vorbi în piept, uri cu lipii de spate, expir, te arcuiești. Din nou, brațe întinse, genunchi în exterior. Îndrepți brațele la spate. Tragi bine de umeri, întinde pieptul. Te întorci cu atenție pe spate. Tragi genunchii la piept. Te balansezi. Sau doar menții genunchii și ușor genunchii spre exterior. Da, de ce ai variantă? Te balansezi. Aici coborând genunchi pe partea stângă, privire în partea opusă. Palma stângă pe genunchiul drept, apasă și brațul drept întinde, întinde. E rău dacă nu înțelegi, doar cobor genunchii și duci privirea în partea opusă, dacă ți este mai ok. Așa. Dar dacă pui și... Acum pun brațul drept pe genunchiul stâng și brațul stâng îl întind. Apărit. E bine. Bun. Călcule pe jos, brațe lateral, genunchii depărtați și cobor ușor stânga dreapta. Inspir, expir. Foarte. Cum ești? Ok? Ați zis, nu a fost așa greu. E ca, nu, în funcție de gradul tău de rezistență la efort. A fost mai bine și ne ridicăm pe lateral. Brațele apunim inimioare, like-uri, mulțumesc! Hai, mulțumesc că ai rămas până la final, ce puțin așa cred, și ne vedem data viitoare cu nouă antrenament. Lasă-mi un feedback, cum a fost, ce vrei să schimbi, neapărat să schimbi, ce crezi că, nu știu, nu te avantajează, bandările, crezi că nu le faci corect, o să fac un click pe tema asta, dar dacă ai o oglindă, ceva, te poți corecta. Ideea să, na, perseverezi și dacă simți mușchiul, e ok. Să nu simți tensiune, nu știu, în genunchi, în articulații. Nu mai vorbesc, că urez prea mult, ne vedem data viitoare. Pa!